Calitatea cea mai importantă a unui voluntar OREC și aliatul nostru în această luptă este curajul. Pentru că trebuie să ai curaj, să mergi să le vorbești oamenilor despre reciclare și despre efectele negative ale deșeurilor asupra pământului, asupra sănătății, în primul rând, și îți trebuie curaj. A ajuta pământul este, nu știu, ne ajutăm pe noi înșine. A fost foarte distractiv să împărțim pliante, iar oamenilor care le-aș îndruma spre a face bine planetei, le-aș spune că viața planetei înseamnă viața noastră, înseamnă curățenie în suflet, curățenie pur și simplu ar fi ceva frumos. Copiii au fost deschiși, am participat în diferite campanii de informare, localnici, la primărie, am fost la agenții comerciali. Se spune că copilul trăiește cel mai bine și cel mai sănătos în burta mamei sale, timp de 9 luni. Dar după aceea vine în lumea aceasta, care uneori este mult prea poluată. Iar noi, dascălii, avem rolul de a le implementa și a le stimula anumite metode de reciclare și păstrare a mediului sănătos. Eu sunt Sara. Din pătura de reciclare l-am convins pe tata să aducă telefonul stricat. Ca voluntar am fost cu colegii mei pe stradă să dăm bilețele la oameni, să aducă lucruri stricate la grădini, să le putem recicla. Patrula! Patrula de reciclare. Cucuricu deșteptarea, ne salvăm cu reciclarea! Ura! Să pornim la reciclare cu toți de la mic la mare. Natura să strălucească iară și poluarea să dispară. Vă invităm să luați parte din echipa RORE. Veniți și salvați planeta. Aveți și voi nevoie de ea. Reciclăm, nu poluăm, cu RORE vă salvăm. Numele meu este Husein Adriana din școala gimnazială Vasile Alexandrii. Pentru mine să fiu membru în patrula de reciclare înseamnă să am o responsabilitate. Am insistat foarte mult pe latura educativă. Copiii știu ce înseamnă reciclare, cunosc importanța reciclării, cunosc importanța faptului că ei pot transmite aceste informații dobândite în școală către membrii familiei mai puțin instruiți, care nu au contact cu mass media, cu internetul. Aici eu am găsat o tabletă murdară, spartă, care nu a fost îngrijită corect. Aici am desenat un televizor spart cu antenele îndoite. Mă cheamă Gabriela și sunt în echipa de reciclare pentru că mi-e place să ajut oamenii și să avem țara curată. Eu sunt Alexandra și sunt membru în patrula de reciclare. Înseamnă să ajuți planeta, să o ții curată, să nu se îmbolnăvească și să ai grijă. Am făcut o compunere despre reciclarea salvează natura. Am vrut să atragem atenția opiniei publice că e mai ușor să reciclez decât să confecționez din nou. Și sper că această campanie a avut un efect și cu siguranță a avut un efect pozitiv asupra
membrilor comunității unde noi ne desfășurăm activitatea și copiii au răspuns cu mult entuziasm și la fel și părinții și cadrele didactice și cei din cadrul societăților comerciale care sunt arondați în cartierul nostru. Reciclarea nu e joacă de copii. Fii și tu suporter al patrulei de reciclare. Implică-te! Sună gratuit la 0800 444 800 și află ce simplu este!